Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție BZI Live. Este ediția noastră săptămânală din fiecare joi, în care vine Părintele Calistrach Ifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași. Astăzi vom vorbi despre iertare, pentru că despre acest subiect se discută foarte mult, însă prea puțin reușim să ne dezbrăcăm de orgolii, de resentimente și de răutate pe alocuri pentru a reuși să iertăm pe deplin. Părintele ne va oferi sfaturi și îndrumare și ne va răspunde la întrebarea de ce să iertăm și cum să o facem așa din toată inima, cum face și Dumnezeu în cazul nostru. Sărut, Dumnezeu, Părinte, bine ați revenit! Doamne ajută, un an bun, mulțumim la cei ce ne ascultă și aș spune că tema este foarte, foarte, foarte grea. Pentru că spune așa, lucrurile bune cu a nevoie să împlinesc. De când se vorbește despre iertare? De iertare se vorbește chiar din grădina Raiului. Deci dacă căutăm sămânța iertării, ea a fost și pricina pentru care Adam a căzut din Rai. În momentul când Adam n-a ascultat de Dumnezeu și în sfatul minții lui, împreună cu Eva, s-au dus la pomul cunoașterii binele și răului și au stat de vorbă cu diavolul, ei în clipa aceea aveau nevoie de iertare. Dumnezeu n-a putut să le spună, bă, ceriți-vă iertare, să vă pot ierta, că ar fi intervenit în liberul arbitru. Și i-a întrebat discret pe fiecare, dar la modul blând. Așa spune, că în răcoare serii, auzind pașii lui Dumnezeu, Adam și Eva s-au ascuns între pomii raiului și și-au acoperit trupurile goale cu frunze de smochin. Deci ei nu mai aveau îmbrăcămintea harului, deja simțeau un chip firesc, raiul ca pe ceva material și consumerist. Și atunci și-au permis să rupă frunze din rai să se acopere. Dar Dumnezeu întreabă, Adame, unde ești? Aici sunt, Doamne. Păi și ce faci acolo? Păi sunt gol. Și întrebarea care o pune Dumnezeu este tocmai ajutătoare. Dar de ce ești gol? Ai mâncat cumva sau ai îmblat în pom? Unii ți-am spus să nu umbli el în loc să zică iartă-mă, Tată, sau iartă-mă, Doamne, sau iartă-mă că n-am făcut bine. El a început să-i ceară socoteală Dumnezeu. Femeia ce mi-a dat-o, femeia a spus că șarpele m-a învățat și lanțul slăbiciunilor a continuat până în zilele noastre. Un alt om care ar fi trebuit să-și ceară iertare înaintea lui Dumnezeu după Adam și Eva a fost Cain, care l-a ucis pe Abel. Dumnezeu la fel n-a vrut să-l pedepsească, ci s-a apropiat de el și a întrebat, Cain, unde este fratele tău Abel? Nu știu. Păi, tu nu știi, dar uite, sângele lui strigă din pământ la mine. Și atunci el, în loc să zică, iartă-mă, Doamne, că nu mi-am dat seama ce am făcut, l-am ucis, a spus, nu sunt răspunzător de sângele fratelui meu. Și Dumnezeu s-a mâniat și l-a pedepsit foarte aspru. Eu am mers toată viața tremurând, la urmă a fost, cred că de la Mexa, nu știu de cine, săgetat, confundat cu un porc mistreț și ucis. Am avut o moarte cumplită. Iar această iertare merge din neam în neam, din Vechiul Testament până în zilele noastre, până ce găsim cheia iertării pusă într-un sistem de valori, de asta v-am spus că tema este foarte grea, al rugăciunii domnești, care nu vine de pe pământ, vine din cer, și oamenii îl întreabă pe Hristos, noi când ne rugăm, cum să ne rugăm? Și Hristos spune, când vă rugați, așa să vă rugați. Tatăl nostru crește în ceruri, nu repet toată rugăciunea, ci ajung la și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Acum aici această frază pentru 80% din populația planetei poate fi acuzatoare pentru că războaiele, crimele, urgiile, asupririle, lăcomia, sclavia, capitalismul, subjugarea, exploatarea, toate sunt păcate ale răutății. Deci astea nu sunt virtuți ale logicii divine. Și atunci, automat, tot ce se îndreaptă asupra aproapelui este o plagă care vine de la alt om asupra altui om și aici am călcat demnitatea celui de lângă noi și am călcat porunca care este cea iubirii de aproapele, că așa spune, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar m-aș duce mai adânc de atât, totuși această rugăciune este, dacă vrem, reacția reversibilă a ceea ce înseamnă mântuire sau moarte. Păi și ne iartă nouă greșalile noastre. Punct. Știm că Dumnezeu ne poate ierta.
dar sub ce precedent? Precum și noi iertăm greșiților noștri. Și acum, analizând cum iertăm noi greșiților noștri, ne întrebăm de ce nu vorbește soțul cu soția și dau divorț? De ce nu se împacă frații între ei de la moștenire sau de la orice altceva? De ce nu se împacă colegii de servici? De ce nu se împacă vecinii? De ce se judică rudele, megeșii? De ce se judică oamenii între ei? De ce avem tribunale? De ce avem minciună? De ce mai și folosim Scriptura în sala de judecată și spunem cu mâna pe Scriptură, cu o nonșalanță din aceea de grad zero, foarte simplu, jur să spun numai adevărul, dar tu știi clar că vei spune o minciună, pentru că acolo este interes contra interes, nu-i vorba de credință. Sau spune nu-i în biserică, sau am mai auzit varianta, părinte, de aia nu e o Biblie sfințită. Nu este o Biblie sfințită, este Biblia lui Dumnezeu. Este cartea pe care l-a trimis-o lumii să înțeleagă că răutatea nu are loc între oameni. Punct. Deci poate să fie și cu tartajele rupte. Dacă scrii pe ea Biblia și tu ai pus mâna pe ea, ai pus mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, nu întrupat, ci cel material, văzut. Pentru că din Sfânta Scriptură citim noi și înțelegem legea lui Dumnezeu, sabia, adică pătâia poporilor, și din Sfânta Evanghelie ni conducem, care e Noul Testament. Mă opresc aici și încerc să intru la ceea ce Mântuitorul mai târziu ne arată că iertarea s-a dat prin regi, prin judecători, prin preoți și arhierei și prin dreptatea divină. Deci Dumnezeu poate ierta orice păcat, dar așteaptă, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, ca păcătosul să se întoarcă și să fie viu. Ar trebui să mă gândesc întâi la ceea ce spune Sfânta Evanghelie. De va greși cineva împotriva Tatălui, să va ierta lui, dar să îndrepte. Și Petru întreba cândva pe Iisus, Doamne, dacă mi-a greșit fratele meu de 7 ori și eu l-am iertat într-o zi, bine? Petre zic ție de 70 de ori, de 7. Adică omul e supus greșelile în orice clipă. Noi trebuie să fim cu Dumnezeu să te ierte pe buze în orice clipă. Dar o să avem și niște nuanțe, niște spețe care trebuie să le analizăm cu grijă. Și repet încă o dată cu mare atenție. Cine va greși împotriva fiului, se iartă lui. Pentru că atunci când îi băteau cuii, Iisus Hristos a spus, Tată, să nu li socotești lor păcatul, că ei nu știu ce fac. Dar cine va greși împotriva Duhului Sfânt, spune că nu îi se va ierta nici aici, nici în veacul cel ceva să fie, oar de ce treaba asta? Pentru că cine greșește împotriva Duhului Sfânt, greșește împotriva evidenței divine. Deci, în momentul când faci ceva contra sfatul lui Dumnezeu, că acolo tu deja hulești, te pui de curmezișul logicii divine, a majestății divine, a logosului divin, a rânduielii divine și a voii lui Dumnezeu, care a spus foarte clar, cine vrea să fie mare, să fie slujitorul tuturor, între voi să nu fie ca pe pământ, în voi nu trebuie să aveți stăpânitor, ci voi trebuie să slujiți, iar chiar Hristos spune, eu n-am venit să slujesc, să mi se slujească, ci am venit ca să slujesc. Și ne dă acea pildă superbă, știm că în săptămâna mare, în joia mare, Hristos încinge cu ștergarul și spală picioarele ucenicilor și un autor, Costache Ioanid, scrie o poezie excepțională, ștergarul, arătând că cei 12 apostoli, o spune frumos, o poetă de-asta de noastră, o artistă, Daniela Naniore, o recit foarte frumos, sunt și voci bărbătești, dar ea o recit așa cumva mai cu entuziasm. Și spune că apostolii se gândeau în sinea lor, cum de-a uitat gazda să aleagă și o slugă de spălat picioarele și de șters picioarele? Și Iisus se încinge cu ștergarul, ia pe toți la rând, dar ei fiecare... Andrei, eu sunt cel mai bătrân, Petru, eu sunt cel mai în vârstă, Ioan, eu sunt cel mai aproape, Toma, m-am ocupat de miel, ala, fiecare avea o scuză. Și așteptând să vadă cine ia ștergarul. Ei, și ștergarul l-a luat chiar Iisus Hristos. Ei, acest act de smerenie ne arată nou că cel mai mare de sus, și lucrul ăsta s-a constatat, uite, regret că trebuie să spun lucrul ăsta, deși n-ar trebui să spun, chiar americanii, deci, care sunt oamenii cei mai... ei consideră că ar fi creierul planetei, dar sunt mai evoluați, mai civilizați, au demonstrat că și serviciile, acolo unde sunt locuri de muncă, în lumea corporației, în lumea afacerilor,
dacă directorii sau acei stăpâni de sclavi, ca să le spun altfel, chiar dacă îți plătiți bine, știu să se poarte cu subalternii, subalternii dau randament. Adică dacă apare egalitatea de, de personalitate, dacă apare comunicarea, dacă apare respectul, dacă apare o comunicare mai liberă, dacă nu apare stresul, ori vedeți, în general, noi mergem pe acel principiu că dacă poți să-ți lingușești șeful, poți să o duci bine, și dacă șeful e naiv și se lasă lingușit, automat pică sub incidența îndoielii. Nici nu știi dacă o spus ăla așa sau nu o spus sau dacă o făcut, dar dacă ți s-o strecurat în ureche o travă, sigur că ca om te-ai tulburat. Și atunci, în momentul în care apare o chestiune de genul ăsta, eu întotdeauna când am avut chestiuni de genul ăsta, fără să spun prea mult, i-am pus față în față. Zic, măi, i-ai spus tu de cutare lucru? Nu, n-am spus, păi lămurești cu el, cu el spunea că ai fi spus. Și atunci ei se feresc tot timpul, spune, bă, nu, nu te du la popa cu pâră, te pune față în față și ești mai rău. Adică în sensul ăsta, să înveți oamenii că nu lingușeala ajută la ceva. Fii vertical, fii demn. Dacă ești capabil, ești capabil, nu toată lumea e la fel de deșteaptă, dar în momentul în care oamenii se respectă între ei, nu au voie, n-au de ce să urască, ăsta e cuvântul. Și atunci păcatul ăsta împotriva evidenței divine, care e legat de prima poruncă, că așa spune, dacă ai păzit toate poruncile și una singură ai călcat, vinovat te faci de toate celelalte. Și care e aceea una? Cine nu iubește pe aproapele lui ca pe sine însuși, acela nu-i creștin. Ce-a spus Iisus Hristos? Dacă voi o să vă iubiți între voi cu dragostea cu care v-am iubit eu, păi s-a jertfit pentru noi și a dat sângele pe cruce. Atunci lumea o să cunoască că sunteți ucenicii mei, adică voi puteți dărui, voi cei tari, spune Apostolul Pavel în epistolă, purtați neputința celor slabi. Că așa se împlinește legea lui Hristos, adică ce vrea să scoată în evidență? Ceva foarte interesant și simplu, ușor de înțeles. Tu nu poți să fii liber, spune Ioan Evanghelistul. Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, dacă urăști pe aproapele tău pe care îl vezi? Și iarăși spune, cine spune că iubește pe Hristos, dar pe aproapele urăște, mincinos este. Cine judică pe aproapele lui mai înainte de Hristos, antichrist este, că noi tot îl căutăm pe antichrist. Ban războaie, ban chipuri, ban tehnologie, ban vaccinologie, ban toate. Nu, dracu-i în noi. Punct. Și stă în noi cât îi facem loc în inimă, orice patimă pe care noi o dăruim cu pasiune. Dacă ești un bețiv notoriu, ai demonul beției care te stăpânește. Dacă ești un desfrânat notoriu, ai demonul desfrâului care te stăpânește. Dacă ești un hoț notoriu, un tâlhar notoriu, un criminal notoriu, ce vicii sunt. Deci, atunci, sigur, ești stăpânit de demonul respectiv. Și asta e o parte din lucrarea lui Antichrist. Deci nu este nevoie să vină un drac în fața ta cu stele pe umăr sau cu sabia sau să stea pe un tron să spună hai, închină-te mie că nu știu ce-ți fac eu. Nu. Noi singuri ne îndreptăm spre diavol prin slăbiciunea firii noastre. Pentru că de omul vertical, diavolul nu prinde. De ce spune? Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Minunat a făcut voile sale întru dânsi. Ce sunt sfinții? Casnicii lui Dumnezeu. Deci în momentul când tu faci voia lui Dumnezeu, tu nu ai treabă cu diavolul, nu ai de ce să te clatini. Și atunci în momentul în care apare clătinarea, apare și căderea. Și prima cădere este ispitirea. Cea mai mare ispitire este în general legată de iubirea de sine. Și să luăm câteva exemple simple. Să întâlnesc doi oameni, să spunem, că sunt două vârfuri medicale. Ei pot să fie cei mai celebri, unul în domeniul lui, unul în domeniul lui. Ei, în sinea lui, fiecare îl privește pe celălalt, ei, parcă s-o leacă mai superior, nu cred că eu sunt mai superior, că fiecare e superior în ceea ce este. Automat, faptele lor vorbesc, adică ce iese din mâna lor demonstrează că sunt superiori. Indiferent că îi dai un titlu academic, că nu îi dai un titlu academic, că îl bagi în seamă, că nu îl bagi în seamă, valoarea se citește și fiecare spune, mă duc la un doctor bun, dacă e un avocat bun, la fel, nu trebuie să stai să-l cauți cu lupa. Știe toată lumea, băi, du-te la ăla, uite, e serios, nu te vinde, sau du-te la judecătorul cu tare, nu te vinde, sau du-te la procurorul cu tare, nu te vinde, sau la profesor, la școală, du-te la ăla, că dacă mergi, înveți și iese băiatul ca lumea, dacă îți predă, la vezi că să vezi că face carte. Deci, astea se fructifică, se cultivă. Dar poate să apară ce? Sfânta gelozie,
care nu e neapărat numai pe temă de iubire, gata, să văd doi și nu mai pot unul fără celălalt surmă, nu. Aia e o gelozie prostească, demonică, care spune că este sub multiplu iubirii. Doi oameni care se iubesc își împărtășesc inima materială în orice clipă, n-au nevoie de subterfugi. Să pun eu un interpus între mine și tine să te urmărească ce ai vorbit, ce ai zis sau ce ai făcut. Deci alea sunt sub multiplu iubirii, nu există așa ceva. Și în momentul în care intrăm la... În momentul în care intrăm la invidie, care e următoarea treaptă, invidia ne face întotdeauna să denigrăm, sau cum se spune în popor, prima dată este răutatea, care poate veni și trece, nu știm exact cât ține. Este zavistia, care te face să clevetești. Și, de exemplu, poate să nu fac un om nimica, dar e foarte ușor să spui, a, las că știu eu pe mizerabilul ăla. Dar dacă le iei la bani mărunți și întrebi, dă-mi concret ce mizerii știi? A, nu, că nu mă interesează, când eu n-am ținut cont, dar așa la general am auzit, nu auzi nimica. Răutatea din el îl face să nu înțeleagă că celălalt poate fi superior. Vorba lui Alexandrie, cu atât mai bine țării, cu atât mai bine lui. Ai 10 deștepți, vei avea mai multă lumină intelectuală în jur. Ai 10 proști, vei avea mai multă întunecimea prostii în jur. Deci nu trebuie să creezi invidia. Tu încearcă să copii pe cel bun și să-l imiți. Nu trebuie să-l invidiezi, că nu te ajută la nimic. Am văzut acum o chestiune simplă. Cum comentează oamenii în lipsă de ocupație? Fiecare își dă cu părerea despre orice persoană, pentru că avem liber la Facebook, așa? Și chiar dacă nu cunoști o persoană, chiar dacă nu știi cine e, chiar dacă nu știi ce-i cu el sau n-ai stat de vorbă vreodată, important e tu să arunci cu ceva. Ei, toate acestea se fac din invidie, din pismă, din răutate și din zaviste. Când te lupți acești dragi, tu n-ai să poți ierta în veacul veacului. De ce nu poți să ierți? Pentru că iertarea este o parte din lucrarea Duhului Sfânt. Spune Mântuitorul Iisus Hristos apostolilor săi. Mergând învățați toate neamurile câte v-am spus eu vouă, botezați-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, dar țineți cont, ce veți lega, legat va fi, ce veți dezlega, dezlegat va fi. Ce va fi ținut pe pământ, va fi ținut și în cer. Și ce va fi dezlegat pe pământ, va fi dezlegat și în cer. Deci în momentul în care mie îmi vine, să spunem în fața mea, o persoană și spune că a făcut 20 de păcate și eu am dezlegat-o. Eu n-am dezlegat-o nici pentru 1, nici pentru 2, nici pentru 9, nici pentru 20. Am dezlegat-o de păcat. În momentul când vine o persoană și spune, părinte, eu am făcut un singur păcat și nu mi se pare important. Da, se poate să nu ți se pare important. Dar dacă le iei la bani mărunți, ai să vezi că ele sunt foarte importante. Și avem pilda la doi duhovnici, fiecare sporit în felul lui, care primind două persoane la spovedit, le-a zis așa, aveți păcate? Și prima a spus, da, părinte. Am 5 păcate grele pe care le-am săvârșit în tinerețe și mă mustră sufletul și în ziua de astăzi. Mergi într-un părâu, ia 5 pietre mai mari, așa ca ouăle de gâscă și vină cu ele la mine. Și te-am iertat de păcat. Femeiul sunt sinei, dacă așa crede duhovnicul, așa fac. N-a spus nimica. A venit și cea de-a doua femeie și a spus așa. Părinte, n-am absolut niciun păcat. Dacă fac din astea mici, firești, care le face toată lumea, poate mai vorbesc din rău, poate mai clevetesc, poate mai jicnesc, poate nu-mi dau seama, poate mai scav o vorbă nechipzuită, poate... Părinte, sunt nesemnificative. Bine, drăguța mea. Mergi în albia râului și adu-mi o poală de nisip și vină cu ea la mine. Aia venind cu nisipul s-a gândit, bă, dar ce duhovnic prost. Cum? Să mă pui mine să car nisip cu poală, ce ăsta-i canon, trebuia să-mi dea să fac o milostenie, o rugăciune, să citesc un psalm. Tactica nu era aici. Tactica era dincolo de esența lucrurilor. Și că lăsați, tu aruncă nisipul în iarbă aici în fața chilii, pus de ei lângă un gard, tu aruncă-ți pietre și tu acolo, zici, în căturile alea și mergeți liniștiți acasă, vă rugați și la 40 de zile
vă aștept la împărtășit. Faceți-vă canonașul, postiți. Când au venit la cele 40 de zile, a intrat prima femeie. Tu care ești, soră? Eu sunt cea cu cele 5 păcate grele. Să știți că și azi mă mustră conștiința. Mergi și caută pietrele care le-a aruncat data trecută. Dar oare le mai găsesc, părinte? Nu știu, dacă ții minte unde le-a aruncat, caută-le ca ai să dai de ele. După o scotoceală de jumătate de oră, le-a găsit pe toate 5. A venit cu ele în poală și a spus, părinte, iată-le, pe tine te voi dezlega de păcat. Tu ai să te împărtășești. Văd că ești conștientă de păcatul care l-ai făcut, îți pare rău și ceea ce înseamnă că având trezvii nu mai trebuie și pedepsită. Du-te liniștită la casa ta și te mântuiești în Domnul. A ieșit și a întrebat cea de-a doua, ai scăpat? Da, mă duc să mă împărtășesc și am fost iertată de păcat. Intră și a doua persoană și zice, tu care ești? Părinte, eu sunt cea cu nisipul. Nu-i nimic. Ia penseta asta și du-te în iarbă, ne-ai aruncat nisipul și adă-mi poala din nisip înapoi. Ce, părinte, ești nebun? O plouat, o fost soare, l-o cărat furnicile, l-o călcat oamenii cu picioare, nu se mai găsesc eu nisipul. Pe mine mă întrebi? Pe tine întreabă-te. Ai spus că ai făcut păcate mici care se pot ierta foarte ușor. Eu vreau să ți le iert. Mergi și adună-mi-le pe toate de unde le-ai împrăștiat ca să văd poala cu nisip să te pot ierta. Surioara ta a venit cu cele 5 pietre și am iertat-o. Păi dar ce pietrele sunt ca nisipul? Păi tocmai de asta. Și dacă ți intră o piatră în ochi, te ferești. Dacă ți intră nisip, te chinui și lăcrimezi. Nu-l găsești. Du-și-l caută. Și eu acum ce fac? Păi nu te voi împărtăși până nu vei culege toată poala din nisip. A stat femeia, a muncit o zi, două, trei, a strâns un pumnișor din nisip și a venit, părinte, restul nu l-am găsit. Dacă nu le-a găsit, mergi la casa ta și îți dau un canon mai ușor. Ai un deal înalt? Am, părinte. Perni de fulgi, de găină, de gâscă, de rață, ai acasă? Am. Ia o pernă de aia, desfăi coșteiul ăla, punga în care stau penele, dintr-o pânză mai deasă, ca să nu treacă prin fețe când dorm piele și se face alergie sau se umpli casa de puf. Și când bate vântul, scoate câte o mână și aruncă-le, așa să vii să-mi povestești cum a fost. Părinte, atât de frumos a fost, a venit femeia când a venit înapoi. Să vezi cum le ducea vântul, nici nu mai știi pe unii. Le purta atâtea zările. Da? Ei, ca să te pot împărtăși acum, ia mătăluță fundul ăla de pernă, coșteiul respectiv în care au stat penele, plicul, și du-te și culegi fiecare pană de pe unde a dus-o vântul și adu-mi înapoi. Părinte, dar mata ești nebun cu totul. Păi cum să fac așa ceva? Cine mai știe pe unde le-a dus vântul? Păi da. Ți-am dat canonul ăsta ca să vezi că ceea ce scoatem noi din gură, ceea ce lucrăm, ceea ce facem, ceea ce aruncăm, clevetim, bârfim, judecăm, osândim, vorbim din rău, facem rău, aruncăm, ucidem cu limba, spintecăm, se întoarce asupra noastră când nu ne așteptăm. Dar mai mult decât atât, sunt prăști în lume și nu știm unde și ce efecte mai are asupra altor persoane. Că așa spune, vai de cel ce s-a smintit și mai vai prin cel care vine sminteala. Toți suntem responsabili de așa ceva. Fiecare în viața noastră am greșit și am făcut ceva care poate sminti pe altul. Deci noi nu ne putem considera perfecți sau sfinți. Ar fi cea mai mare nebunie sub planetă să spui, da, eu sunt sfânt. Nu există așa ceva. Pentru că fiecare la rândul nostru am greșit, dar am greșit fără ca să ne dăm seama atunci când am greșit pe cine am smintit. De aceea spune că cel ce faci, vai de cel ce s-a smintit, pentru că și el nu trebuia să smintească, dar și mai vai de cel prin care vine sminteala, că spune acolo, el cel mai bine ar face să-și lege o piatră de gât și să se arunce în mare. Deci iată care-i pedeapsa celui care face sminteală. Deci vedeți, avem cazuri când nu putem vorbi de iertare în orice fel de mod. Adică când spunem noi, da, ce am fost, m-am spovedit, da, ce am luat dezlegare, m-am împărtășit. Ai luat dezlegare, dar trebuie să ai grijă ca preotul sau duhovnicul tău sau cel ce te povățuiește să nu devină simplă mașină de dezlegat păcate. Da.
Și mai este o chestiune interesantă legată de problema păcatelor, că și păcatele sunt în mai multe feluri. Am vorbit de păcatele împotriva Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, care sunt cele mai grele, adică erezii, rătăcire, hulă, negarea existenței divine, negarea puterii dumnezeiești, negarea legilor divine și așa mai departe, treaba lor fiecare cu răspunde. Dar avem păcate care țin de noi. De exemplu, ai un bărbat care fumează și spune, părinte, nu mă pot lăsa. Pe ăla poți să-l cerți, poți să-l ierți, poți să-l dezlegi, îl mai sfătuiești, îl mai pui să mai scapi de o țigară, îl mai pui să țină o zi de post, îl mai pui să facă o metanie. Și nu e atât de adânc păcatul, pentru că e un păcat personal. Adică el își face lui își rău. Deci nu este ca atunci când tu faci rău aproapelui, e o altă categorie de păcat. Se numesc neputințe trupești. Un om este învățat să bea sau are darul băuturii. Îl poți ierta și îl poți dezlega la minus infinit. Nu îl deranjează. Spune Dumnezeu că bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa este, dar noi sperăm și credem și nădăjduim că atunci când un om vine spre biserică și se înarmează cu credința și cu curajul și cu nădejdea în Dumnezeu, el vrea să scape de acest păcat. Și întotdeauna am folosit această expresie. Am spus, nu te pun să nu bei deloc, dar bea cu măsură. Împarte tot ce vrei să bei odată în trei părți ale zilei, ca atunci când se face seara să nu fii mangă de beat, adică să fii șapțiguit, că ai vrut tu să te simți bine cu un pahar de băutură, dar să nu cazi pe jos sau să fii povara cuiva sau să-ți faci greutăți în familie. Și am reușit, unii s-au lăsat, unii s-au îndreptat. După aceea este păcatul desfrânării, fiecare are neputința lui. Unui avid după femei, unul nu se poate abține, unui curvar din firi, unui neputincios din firi, unul are alte apucături din firi. Aici îi judecăm după cădere. Așa spune, ce înseamnă să adună? Deci niciodată nu o să putem acuza o femeie că e desfrânată, că dacă n-ar fi un bărbat desfrânat, n-ar fi nici femeia desfrânată. Deci lucrul devine automat subiect predicat, așa că cauza este comună, păcatul este comun. Dar faptul că nu pricinuiește niciun rău cuiva, dar își pricinuiește lui, acolo el se luptă cu patima lui, el se chinuie cu patima lui, el se muncește cu patima lui și se luptă și o stăpânește până o biruiește. Deci până reușește să o pună sub control. Deci are acest drept. Dumnezeu nu-i va socoti lui păcatul dacă îl găsește în stare de pocăință sau în stare de îndreptare sau în stare de adevăr. Punct. În schimb, dacă tu în calitate de desfrânat ții în mod evident să strici fecioare, să violezi, să batjocorești femeia cinstită, să strici case, adică să strici familia celui căsătorit, da, acolo intri deja la altă incidență și atunci păcatul asupra ta se raportează altfel. De aceea la spovedanie duhovnicul știe ce întrebări să pună ca să știe motivația pentru care trebuie să dea iertarea sau să mai dea canonul sau să lege sau să dezlege. Și atunci iertarea vine în raport de străduința omului. În schimb, când ne raportăm la rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, ne ducem foarte ușor cu mintea în Evanghelia cu nemilostivul ăla datornic. Avea 5.000 de dinari și unul avea vreo 50 de dinari la el. Stăpânul i-a iertat toată datoria și a spus, hai să-mi dai tu când poți asta, că noi ieșit de la stăpân, rapid l-a prins pe ăla cu puțin, l-a băgat în temniță, și-a luat femeia, copiii, până nu-mi plătești tot, nu scap. Și aflând stăpânul s-a mâniat, băi, bine slugă, ticăloasă, eu te-am iertat pe tine, te-a datorii și tu nu-ți poți ierta aproapele. Aici vrea să facă raportul Evanghelia să arate cât de mult ne iartă nouă Dumnezeu și cât de puțin avem noi de iertat și nu putem ierta. Era un, dar nu știu, ne-am auzit-o asta foarte frumoasă. Era un păcătos sau un ticălos și mergea prin pustie. Și la un moment dat l-a văzut un pusnic. Și a întrebat, bă, stricatule, tu ce cauți pe aici? Îți caut și eu pe cineva să mă mântuiască. Ei, na, ți-ai găsit tu și mântuirea. Du-te, băi, și îți vezi de treabă. Tu nu vezi că ești un om de nimic? Ăla au căzut jos, a început să plângă, s-a descurajat și în clipa aceea apare în fața lui Hristos. Și a spus, ce ai avut cu aproapele meu? De ce l-ai jignit? Dar tu cine ești care mă întrebi? Eu sunt Hristos. Cel care era păcatele lui de 50 de ani, de când el, și tu nu l-ai putut răbda numai că l-ai văzut trecând pe lângă tine? Păi,
Doamne, dar dacă era necurat și vine și întinează pustia, dar tu crezi că fără darul meu ești mai curat? Și i-a dat lui războiul desfrâului și războiul muncirii trupești să vadă ceea ce înseamnă să fii ticălos. A căzut cu fața la pământ, a început să roage la Dumnezeu și a zis, vezi, îți ridic războiul, dar tu iartă pe fratele tău și roagă-te pentru el. Pentru că el e muncit și tu nu știi de ce e muncit, tu n-ai dreptul să-l judeci. Bun sau rău este zidirea mea. Eu răspund el, eu suport pe fiecare bețiv, eu suport pe fiecare criminal, eu suport pe fiecare curvar, eu suport pe fiecare hoț și nu mă supăr. Pentru că era un drept tot așa în pustie, nu știu în ce împrejurare, i-a cerut lui Dumnezeu, s-a rugat vreo 10-20 de ani și a zis așa, Doamne, atât de mult aș vrea să văd judecățile tale și să-l înțeleg dacă Tu m-ai ajuns, Doamne, să fac treaba asta. Uite, îți sunt recunoscător toată viața și îi se arată Dumnezeu și îi spune așa, da, sunt de acord, nicio problemă. Facem un pact? Facem, Doamne. Îți dau voie să gândești cu mintea mea, dar prin prisma minții tale. Îți dau voie să stai o zi pe cruce în locul meu, dar cu o singură condiție. Să nu scoți absolut nici o vorbă din gură la tot ce ai să vezi. Că atunci nu poți fi ca mine și am să te cobor jos de pe cruce și o să-ți dau și pedeapsă pentru că ai călcat făgăduința. Doamne, mă leg cu darul Tău și cu puterea Ta să fiu o zi ca Dumnezeu, să văd și eu judecățile lumii. Să suie pe cruce a doua zi, stă răstihnit în cui, nu simțea durerea, că era dragostea lui Dumnezeu. Dar vrea să arate Dumnezeu cât e din neputincioși, de prostuți, cum cere imposibilul. Și prin fața lui trece un băiat sărac, flămând cu hainele rupte, de-abia se tăria de slab și de amărât, și vine unul din urmă călare cu calul, îl biciuiește, îl bate, îl trântește jos, îl târii după el, îl leagă de cal și îl trage. Ăsta răbda și strângea din dinți că nu putea să zică nimica. Mai pe urmă trece unul povestind cu altul, zice, și boierul ăsta ce prost e, doar el și-a uitat banii la fântână și eu i-am furat. Și el crede că copilul ăla i-a furat banii. Și se întoarce înapoi boierul din fugă cu calul și îi întreabă pe cei doi, băi, n-ați văzut un hoț cu niște bani mergând pe aici, pe ipoteca asta? Și ăla care era chiar hoțul în cauză, a spus, zice, ba da, jupâne, cineva cu o pungă de bani în mână fugea tare încolo. Bă, ăsta călare pe cal și du-te și ajunge un bețăran care se ducea undeva în treburile lui și avea o pungă în mână. Întâmplarea face că punga țăranului semăna la culoare cu punga negustorului ăsta nervos care bătuse pruncul. Și îl ia pe țăran la păruială și îl bate și îl trage după cal și ăsta se enervează și strigă de pe cruce, oprește-te nenorocitului că nu ăla e vinovat, oprește-te că nu mai suport să văd atâta nedreptate, tu ești tâmpit, chiar cel ce-o furat te-o mințit. Și apare Dumnezeu, ce faci măi omule, ce-am vorbit eu cu tine? Doamne, eu nu mai suport atâta nedreptate. Dacă nu suporți atâta nedreptate, dă-te jos de pe cruce. N-ai să fii vrednic de cruce niciodată. Cel ce nu vede nedreptatea ca o lucrare a lui Dumnezeu, niciodată nu va înțelege ce este dreptatea. Dă-te jos de pe cruce. Și da, Doamne, dar unde am greșit? Că dacă, uite, pe copilul ăla l-a bătut degeaba, crezi că eu n-am văzut? Nu m-a durut sufletul? Dar l-aștept la cotitură ca să pot să-i dau plata. Nu i-o dau când vrei tu, că tu ești om și judeci ca omul. Eu sunt Dumnezeu și judec ca Dumnezeu. Și zice, da, pe țăranul ăla ce l-a bătut, ăla chiar n-avea nicio vină. Știu că n-avea nicio vină. Crezi că pe mine nu m-a durut sufletul când l-a chinuit, că și ăla-i tot zidit de mine. Și ăsta nebunul ăsta care i-a apucat și străchie de bani, tot de mine e zidit. Dar știi de ce am îngăduit treaba asta? Că cel ce-a furat banii avea datorii la un cămătar și erau luați în custodie nevasta și copilul lui. Și am zis că mai bine decât să fie vândut sclav doi oameni, mai bine să suferi doi o durere,
dar să eliberez doi oameni să nu suferi o durere prelungită. Mm-hmm. Și zice, am ales durerea cea mai mică decât necazul cel mai mare. Da? Zice, el la bani mai face, că are de unde, dar ăsta oricum n-avea de unde să-și plătească la cămătar datoria și îi distrugea femeia și copilul, zice, putea să-i și ucide. Și așa, zice, am scăpat de la moarte atâtea suflete. Judecata ta nu e ca judecata mea. Nu te mai băga în dreptățile judecății dumnezești. Și iată că atunci unii nou ni se pare că trebuie să iertăm, câteodată nu trebuie să iertăm, că așa spun, iertăm sau facem dreptate. Și o să întrebați, când nu putem ierta? Nu putem ierta niciodată păcatul premeditat. Când îți dorești să furi ceva de a face rău, nu că îți trebuie să omori de foame, nu meriți iertat. Când dorești să faci rău din invidie, răutate sau răzbunare, nu meriți iertat. Când faci cuiva rău împotriva evidenței divine, de a arăta tu că ești deasupra lui Dumnezeu, nu meriți iertat. Deci sunt și momente când nu trebuie să iertăm. De aceea noi și spunem, Dumnezeu să te ierte. De ce? Pentru că Dumnezeu în judecata Lui știe dacă tu vei fi iertat sau vei plăti cândva o poliță pentru greșeala ta. Pentru că avem și noi, cei pământești, o neputință. De exemplu, spunem așa, te iert, dar te țin minte. Și este foarte deasă această formulă. Da. Noi am iertat pe cineva, dar bineînțeles, ăla în casa noastră nu mai intră, noi cu el nu mai povestim târg, nu mai facem relații. Nu mai avem... Așa să ne consolăm că noi suntem buni și putem ierta. Da, da, așa este, dar are întrânsa măcar un iz de ce? Spune Mântuitorul Iisus Hristos. Iertați și se va ierta vouă. Adică în momentul în care tu nu mai porți ura și te-ai împăcat cu ideea măcar că ai iertat, tu nu produci păcatul de moarte. Că așa spune, într-o ură de frate, păcat de moarte săvârșești. Deci tu deja, dacă ai pică pe cineva și îl urmărești și vrei să te răzbuni și nu l-ai putut ierta din inimă, tu când ți-ar pica la ocazie l-ai ucide. Dar faptul că ai iertat la modul formal este prima formă în care tu trebuie să te rogi seara întotdeauna. Doamne, ajută-mă să pot ierta din toată inima. Deci suntem obligați să ne rugăm așa. Și mai este o rugăciune pentru cei care ne fac rău, care sună așa. Am dat-o, am practicat-o, le-am dat-o și la oameni să o zică și a avut efect. Doamne, pentru rugăciunile dușmanului meu, miluiește-mă și pe mine și pe el. Adică luminează-ne pe amândoi. Uh-huh. Și părinte, eu trec cu pe lângă mine, mi-a dat bună ziua, ca și cum nu s-a întâmplat nimic, ne-am iertat, n-avem treabă, dar măcar nu ne mai dușmănim. Adică Dumnezeu lucrează, da, schimbă inima. Dar poți ierta pe cineva dacă nu-ți cere iertare? Da, dacă vrei poți să-l ierți. Poți să-l ierți că sunt oameni vanitoși care nu vor cere iertare niciodată. Sunt oameni care n-au greșit niciodată. Sau sunt oameni care nu pot crede că ei greșesc vreodată. Da. Și asta e cea mai periculoasă formă de a trăi în impresia de sine, în cutezanța minții, în părerea de sine, în infatuarea de sine, în mândria de sine. Adică când tu te crezi direct sub... roada harului, adică tu crezi că ești drept înaintea lui Dumnezeu, cum spunea fariseul, mulțumesc-ți, Doamne, că nu-ți acest vameș. Totuși vameșul stătea în fundul bisericii și bătea cu pumnul. Milostiv fi mie păcătosul, milostiv fi mie păcătosul. Și ce ne spune Evanghelia? Mai îndreptat s-a întors la casa sa. De ce? Pentru că el chiar a recunoscut că e păcătos. Chiar dacă nu știa toate păcatele, dar unitatea de măsură a vameșului era omul ipocrit, murdar și hrăpăreț, care când prindea jăcmânea fără bun simț. De aia vameșii erau socotiți cei mai mizerabili oameni. Mergem pe o altă formă de iertare și căutăm iertarea aceea care trebuie să o dobândim cum? Prin harul lui Dumnezeu. Sunt două pilde în pateric, chiar dacă ele vin din lumea patericală, cine are de înțeles din ele înțelege. Un preot cam bețiv din fire în mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur. Avea obiceiul, știind că duminica va sluji, joia seara să se atingă de nevasta lui să se apropie, ca până duminica la liturghie să fie curat, ca să nu mai fie nevoit să întineze Sfânta Liturghie, ca așa ceri, două, trei zile să fie curat și înainte și după, pentru că slujești Sfintele Taine. El a venit beat, nu și-a dat seama. Preota sa era plecat undeva și țiitoarea care îl pândea de multă vreme ca să-l batjocorească, s-a băgat în patul lui, el nu și-a dat seama, a greșit, ea s-a strecurat de acolo, a plecat,
El s-a sculat, s-a spălat și a făcut pravila de cuvință. Și duminica s-a dus la biserică să facă Sfânta Liturghie. Și când se facă Sfânta Liturghie, a sesizat că sfintele aveau un gust amar, nu mai erau bune la gust. Și erau râncede. Și a zis, Doamne, are-am greșit eu cu ceva? Și a venit acasă și i-a spus preotesei. Băi, femeie, să știi că azi am avut un semn divin. Sfintele n-au mai fost în potir, așa cum trebuie să fie ele. Le-am simțit amare și râncede. Eu cred că am greșit cu ceva lui Dumnezeu. Poate nu trebuia joi să mă ating de tine. Și eu joi n-am fost acasă. Cum adică n-ai fost acasă? Da, am fost plecată la rudele mele și n-am fost acasă decât tu și țiitoarea. Și s-a dus și a întrebat-o pe țiitoare. Ai făcut cumva cu tare lucru? Da, părinte, te rog, iartă-mă. De mult vreau să greșesc cu sfinția ta, dar nu știam cum să găsesc prilejul. Și pentru că am văzut că erai bat și nici nu știai cum te cheamă de beat ce erai, atunci m-am băgat în pat și tu ai crezut că e preoteasa, că toată noaptea mi-ai zis pe numele preotesei. El s-a dus la episcop și s-a spovedit. Era Sfântul Vasile cel Mare la vremea respectivă. Și i-a spus așa, 3 ani de zile mănânci pâine și apă și faci 1000 de mătănii în zi și nu privești cerul deloc, dar liturghie deocamdată nu faci. Să vedem semn de la Dumnezeu. Și când s-au împlinit 3 ani, el s-a dus și a spus, preasfințite, am făcut canonul tocmai, exact cum mi l-ați spus, și zice, am venit să te anunț. Păi ei, tocmai episcopul mergea la o mormântare. Haide cu mine, i-a zis Sfântul Vasile, puniți epitrafirul, puniți veșmintele și haide să slujești, să te vadă soborul, că ești în cinstea preoțească, că te-am dezlegat. Și când se merge cu cel adormit, să fac niște ectenii pe drum. Și când a ajuns rândul preotului să zică, miluiește pe noi Dumnezeu mare, la tancă, ne rugăm pentru robul Dumnezeu adormit, ca să-i ierte lui greșeala cea cu voi și cea fără de voi, că tu ești învierea și viața, mortul se ridică din sicriu un șezut și întreabă așa, cine a zis ecfonisul? Toți s-au speriat, cum să scoale mortul din sicriu? Și Sfântul Vasile cel Mare a spus, preotul cu tare, să știți că înaintea lui Dumnezeu este în rândul făcătorilor de minuni, dar să nu mai jertfească Sfânta Pâine, că nu-i curat înaintea lui Dumnezeu, nu are această putere. Păcatul este iertat, dar harul este întinat. Și atunci a înțeles preotul cât de mare este taina preoției și iată, o iertare, o dezlegare cu o epitemie. Da. Deci pot fi urmări ale păcatului și păcatul poate fi iertat dacă e cu voie sau fără de voie. În momentul când greșești nonșalant și nici nu-ți pasă, da. E cu totul altceva și când greșești fără voie e cu totul altceva. Despre un alt preot se spune că tot așa a greșit, s-a dus la episcopul său și i-a spus, părinte, eu te-am căzut și aș vrea să-mi dați canon. Te bagi într-un beci, îți pui singur lanțul de gât și acolo stai în întuneric și te rogi și plângi la Dumnezeu până ce îți va pica singur lanțul de la gât. Și după nu știu câți ani de zile, 7 sau 8 ani, au căzut lanțurile singuri, s-a arătat Îngerul Domnului și a spus, pentru smerenia ta și pentru răbdarea ta, Dumnezeu te-a iertat. Du-te și spune episcopului să-ți dea dezlegare. Și Dumnezeu l-a dezlegat. Deci, iată, altă formă de iertare, altă formă de lucrare. Se spune despre Papa Leon cel Mare, că tot așa a avut o abatere în tinerețea lui, și s-a dus și plângea la mormântul Sfântului Petru, la Roma. Și a zis așa, Sfinte Petru, știu că ai fost mâna dreaptă a lui Dumnezeu, știu că ai fost verhovnicul apostol, știu că ai ținut cheia împărăției celor, iartă-mă și pe mine păcătosul. Și-a auzit un glas din mormânt care i-a spus, ca om, ce ai făcut, tot ești iertat, dar la ce ai legat și ai dezlegat, tu singur vei da socoteală. Adică,
Nu ne putem juca nici cu puterea, cum spunem noi când iertăm și dezlegăm. Te iert și te dezleg cu puterea ce mi-este dată mie, eu, nevrednicul, preot și duhovnic. Dar în ce virtute? Cu puterea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Adică cât îngăduie legea divină a majestății divine a Tatălui Ceresc, îngăduința și jertfa Fiului Divin prin jertfa crucii și absolvirii de păcat și prin puterea lucrătoare și mântuitoare a Duhului Sfânt. Nu așa era o expresie mai de mult, ea era din vremea comunistă. Era câte un preot mai, n-aș putea folosi termenul, mai dezinvolt și venea câte un păcătos și spunea, părinte, ești păcătos, lasă frate, nu poți tu greși cât pot eu dezlega și ierta. Nu se face așa. Deci în toate există o măsură. Acolo unde există măsura părerii de rău, acolo unde este măsura strângerii de inimă, a bunei cuvințe, a smerenii, a mustrării de conștiință, iertarea vine într-un fel, iar acolo unde duci ei dezlegarea așa că nici nu-ți pasă și nici nu te interesează, acolo lucrurile nu mai stau în tocmai. Și e păcatul amândurora al celui al în primul care rând, în primul rând și... este acelui care dezleagă chel de socoteală de ce-o dezlegat și în al doilea rând este acelui care s-o dus și n-o ținut cont de dezlegarea pe care a primit-o. Da, da, da. Era iarăși un, în omilia Sfântului Macarie, iarăși un preot foarte bun, renumit într-un anumit loc, care nu dădea credincioșilor niciodată rugăciune, canon, nimic, nimic, nimic. Îi spovedea și îi împărtășea pe bandă rulantă. Credincioșii și enoria și bucurându-se de această mare slavă a preotului, i-au zidit o biserică, i-au făcut cap vouă în biserică, acolo să se îngroape când va muri, tot frumos. Și a venit vremea și s-a proslăvit preotul ca atare. L-au pus în criptă, l-a plâns tot poporul, i-a făcut parastas, rânduieli. Și pentru că era mare pelerinaj la mormântul lui, acolo și lumea venea cu flori tot timpul și nu se mai opreau laudile și părerile de rău și lacrimile, paraclisierul mai întârzia noaptea și pentru că era de departe, se culca undeva în scara clopotniței, adormea acolo și pleca dimineața când se făcea zi să nu se întâmple ceva noaptea pe drum. Și într-o noapte aude gemete în biserică. A doua noapte aude gemete în biserică. A treia noapte aude gemete în biserică. Și merge la preotul nou și îi spune, părinte, zice, sub lespedea de mormânt, unde stă slăvitul nostru duhovnic pe care îl cinstesc oamenii, s-aud mereu gemete. Nu știu, frate, ce să spun eu, nu sunt cu cele cerești, nu sunt mistic. Îți dau dezlegare, stai acolo în biserică, ascultă, vezi ce se întâmplă, treaba frății tale, nu te opresc, dar eu mă depășești, nu mă bag în lucrări de genul ăsta. Zis și făcut, și-a luat paraclisierul psaltirea, și-a luat o lumânare, s-a pitulat acolo liniștit în biserică, a început să citească psalmi și la miezul nopții a văzut cum un arhanghel în haine strălucitoare vine așa cu o ușurință de nedescris, dă ușor placa la o parte, îl scoate pe preotul din mormânt care era în veșminte și el era ca întreg, nu era putrezit, avea chipul firesc, cu Evanghelia în brațe, ia Evanghelia din mână, așează pe placa de la mormânt și îi spune, haide în fața Sfântului Altar. Un alt arhanghel deschide ușile împărătești și ia deopotrivă potirul și discul. Și în timp ce preotul sta în fața Sfinților ruși și plângea și gemea, îngerul îi dădea ușor cu un fel de vargă luminoasă după cap și din gura lui sărea un mărgăritar când în potir, când pe disc, când în potir, când pe disc, când în potir, când pe disc. Asta în prima noapte, a doua noapte, a treia noapte și după multe nopți, într-una din nopți, s-aude un glas. De acum aduceți acest vas spurcat, lipsit de lucrarea Duhului Sfânt și dați-l spre muncile iadului pe el. Și acum mergeți în cimitir și căutați pe cei care au murit cu aceste împărtășiri nevrednice și luate fără rânduială, adică fără rugăciune, fără post, fără evlavie. Și aduceți-i și pe ei. Și s-a dus și a spus preotului, preotul s-a dus și a spus episcopului și episcopul a spus să scrie totul cu deamănuntul, ca să se știe că atunci când legăm sau dezlegăm, când iertăm sau nu iertăm după legea sfântă a bisericii, putem cădea noi însuși sub neiertarea lui Dumnezeu. Ca așa spune psalmistul David, de cele străine ferește-l pe robul tău?
Adică noi ne putem face părtaș de păcate care nu știm. De exemplu, vine cineva și zice, vreau să fac un avort. Da, fă, dragă, ce să-l chin, uite, ia de aici niște bani, stai, du-te la doctor și fă. Sau poate gândești tu, e mai bine faci avort. Da. Iarăși... Da. Și îi dai, o ajuți, o sfătui, o îndemn, nu o trimiți la duhovnic, nu o trimiți, n-o trimiți la conștiința ei, sau uite, mai pati păcat, lasă-l să nască, că nu e o problemă. Și trec ani și tu spui, eu n-am niciun păcat. Și deodată te trezești că undeva toate îți merg aiurea și nu știi de ce. Și te duci la duhovnic și îi spui, uite, părinte, merge rău asta, 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 și îți dă niște rugăciuni și tu îți aduci aminte. Păi stai un pic, că eu am îndemnat pe cutare la avort. Nu-i numai păcatul lui, ci și al tău. Deci tu ai participat cu el parte la păcat, că l-ai sfătuit. Da. Da, deci așa se pot dobândi păcate de la care câteodată nu putem lua iertare dacă nu suntem atenți. Am văzut un mesaj care mi-a atras atenția. Cineva spunea că părinții săi pot ierta și își pot cere iertare de la oricine, mai puțin de la proprii copii. Părinții își pot, ierta, pot cere iertare de la copii, dar într-un singur context. Avem o scriere în Filocale unde spune așa, că părinții se binecuvântarea părinților peste casa copiilor, iar blestemul maicii zdruncină din temelie. Cred că aparține lui Ioan Gură de Aur. De ce spun lucrul ăsta? Dacă copiii greșesc față de părinți, părinții pot să ierte. Dacă un părinte greșește față de copilul lui și simte el nevoia să-și ceară iertare, poate să o facă. Dar nu e o autoritate și o obligație ca părintele să-și ceară iertare de la copil, pentru că copilul este cel care a primit viața de la părinte și există un proverb care spune așa, părinții nu-ți pot oferi tot, dar îți dau tot ce au. Uh-huh. Și atunci tu poți să-i găsești motiv, mami, că a fost rea tata, că a fost aspru, că nu te-a miluit, că nu ți-a făcut, că nu te-a ajutat. Știți cum îți reproșurile când încep amintirile și în general psihologii merg acum pe această ce traume a avut în copilărie. Da, da. Păi eu am avut vreo 300 de cureli, cred că traume și vreo 50 de jordi rupte de fund. Înseamnă că n-ar trebui să-l iert niciodată. Mai nou am înțeles că există trauma că părinții în vremea copilăriei, chiar și a mele, nu spuneau te iubesc. Și acum sunt foarte mulți adulți traumatizați că nu i-au fost iubiți de părinți. Exact, nu reușesc să lege ei relații sănătoase cu cei din jur din acest motiv. Prosti. Și mă duc mai departe în taina iertării și arăt că iertarea este și de natură dumnezească și Dumnezeu poate lucra în mod constructiv sau destructiv în ceea ce numim noi. Erau doi la judecată și ei nu și-au vorbit ani de zile. Și s-a dat sentința că a doua zi vor fi uciși. Primul s-a smerit și a zis, frate, dacă tot mâine murim, te rog să mă ierzi de tot ce am greșit, nu vreau să am asta pe cuget. Și el a zis, niciodată. Știu că mor cu capul tăiat, dar tu de mine iertat nu vei fi niciodată. A doua zi, când îi scoate la judecată, împăratul spune așa, pe ăsta nu l-aș ucide, mă uit la chipul lui și văd o lumină. Cred că nu e un om rău la suflet și ar putea cere iertare de la fratele lui. Dar pe fratele lui să-l decapitez, că e întunecat la chip, ăsta nu poate ierta. Și cel care n-a iertat a primit moartea și cel care a iertat a fost salvat de moarte. Erau alți doi la judecată la împărat și împăratul nu știa cine e vinovatul și a zis, domnule, trebuie să aflu în care stă cea mai mare ură. Și-a chemat pe primul și i-a zis, știu că te judeci de multă vreme cu fratele tău, ce ai vrea să-i fac fratelui tău ca să țină minte că ai fost la mine la judecată și ți-am făcut dreptate? Împărate, sincer, n-aș vrea să-i faci nimic. Dacă m-ai putea ierta și pe mine și pe el, eu aș fi cel mai mulțumit. Și s-a mirat mult împăratul. Ai o șansă să-i ceri orice vrei. Nimic nu-mi trebuie. Dacă mă poate ierta și în luminăția ta mă poți ierta pe mine, mi-e de ajuns. Uh-huh. Și l-a chemat pe al doilea. Frate, zice, uite, te-am chemat că ai o șansă să te răzbuni pe fratele tău și să vedem ce îi putem face ca el să țină minte că tu
cât o supărat și să ții minte în veacul veacului și nu te mai superi niciodată. Gândește-te la orice pedeapsă care, dacă ți-o dau ție lui, ți-o pot da îndoită. Și Hristos împărat, aș fi de acord cu ceva, scoate mie un ochi. De ce? Se gândea că numai în felul ăsta la dușmanul lui poate să-i scoată pe amândoi și o zis împăratul ăsta, tăiați-i capul că ăsta e vinovatul. Că împăratul nu știa unde e răutatea. Da, da, da. Mai avem și dreptatea divină care lucrează după legea divină. Vedeți, când Adam a greșit în rai, s-a răzbunat pe Dumnezeu și a spus că tu ai făcut o femeie, femeia a spus că tu ai făcut un șarpe și Dumnezeu s-a smerit, a primit în sine, putea să-i șteargă, să-i ducă la neexistență. Nu, în bunătatea lui și în milostivirea lui a spus, omul va cădea, dar eu îl voi ridica. Chiar și la potop atunci când s-a supărat pe om, a zis, a, nu-i duhul, nu-i duhul meu, nu oamenii ăștia, îi voi pierde. După aia s-a căit pe mulțimea mire, s-a zis, nu, n-am să-i pierd, am să-i mântuiesc. Și l-a dat pe unicul său fiu la moarte pe cruce. Dar l-a răstihnit pe fiu ca să arate cât de importantă este creația în fața majestății divine. Nu ca un act de slăbiciune că trebuia răscumpărat Adam, ci toată creația conta la Dumnezeu. Toți urmașii lui Adam, nu Adam în sine. Și atunci spune că era un împărat care avea slugi foarte netrebnici, cum avem și noi astăzi împărați cu slugi netrebnici în jurul lor și le vedem faptele neghioabe. Și împăratul s-a gândit să facă un joc. A zis, uite, stabiliți o lege împotriva corupției, voi, eu o aprob și o punem în practică. Și ce s-au gândit mizerabile? Bă, trebuie să găsim o lege care să atenteze la prințul moștenitor. Că dacă va fi atentat la prințul moștenitor, atunci e evident că împăratul trebuie să abroge legea și noi suntem absolviți de orice rău am face. Și la umbra prințului moștenitor, ei să furie, să corupă, să facă mizerii, tot ce aveau de făcut. Împăratul i-a lăsat să greșească, i-a lăsat să aleagă legea și chipzuința a avut-o el. Și au venit și au spus așa, împărate, de azi înainte, din curtea magistrală, din curtea de miniștri, din curtea împărătească regală, oricine greșește să-i se scoată ochii. Ei știind că împăratul are un copil de ăsta mai zbanghiu, prințul moștenitor, avea tot felul de rapaje din astea și au zis, ăsta e primul care cade, până la el noi ne facem treaba liniștiți. Și au început să se dea, să dedea la tot felul de mizerie, la tot felul de hoții. Împăratul vedea și tăcea din gură. Bineînțeles că copiii magiștrilor l-au atras și pe fiul regelui și l-au băgat în tot felul de mizerie. Și într-o zi ei, ca să anuleze legea, de acum simțeau că se apropie momentul judecății și s-ar putea să pice, au venit și au spus, împărate, suntem într-o situație de compromis, fără de precedent. Dar ce s-a întâmplat? Trebuie să abrogăm legea care am dat-o legat de scoaterea ochilor. Dar de ce? Păi zice, am hotărât că oricine va greși, conform acestei legi, trebuie să-i scoatem ochii. Deci am în doi ochi, da? Deci doi ochi trebuie să scoatem. Da, doi ochi trebuie să scoatem. Bine, atunci aduceți-l pe fiul meu. L-a dus pe fiu, a chemat călău, care trebuia să vină cu obiectul de scos ochii, cu tava, și a zis, împărate, nu putem să avem un prinț ciung, fără ochi. Cum să conduc un împărat orb împărăția? Nu-i grija voastră. Voi pregătiți-vă pentru orbii voștri. Pentru orbul meu mă ocup eu. Eu, ca tată, pentru că am aprobat o asemenea lege periculoasă, îmi voi scoate un ochi și mai bine să vă conduc un împărat chior decât un orb care nu vede adevărul. Iar pe fiul meu îi voi scoate un ochi, mai bine să vă conduc un împărat drept și chior, decât un orb și cu trupul și cu sufletul. Și au înghețat toți. Și după aceea a chemat pe toți corupții și le-a scos amândoi ochi. Deci, când este vorba de legea divină, legea divină trebuie aplicată așa cum cere legea divină. Cum spune acolo? Legea ta, cugetarea mea este cerul și pământul va trece, cuvintele mele nu vor trece. Hristos a dat pe Fiul Său să-și verse sângele pe cruce. Dar ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? De n-ați fi văzut lucruri pe care nimeni nu le-a mai văzut, păcat n-ați avea, dar n-aveți răspuns la păcatele voastre. De n-ați fi știut lucruri care nimeni nu le-a mai văzut și le-a făcut și voi le-ați văzut și nu mai aveți răspuns la păcatele voastre. Și la fel le spune Mântuitorul Iisus Hristos,
cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini toate. Și judecata mea este dreaptă. Cum aud, judec. Și ce va spune? Celor de-a dreapta veniți binecuvântați, tatăl meu, celor de stânga plecați la mine. Și azi avem în continuare dezbaterea în lumea cotidiană, când spune, păi ce fel de Dumnezeu iubitor de oameni, ce fel de Dumnezeu bun, ce fel de Dumnezeu milostiv, ce fel de om ca lumea, ce fel de Dumnezeu adevărat, dacă El suportă să creeze iadul. Iadul nu este o creație a lui Dumnezeu. Iadul este o necesitate a locului demonic fără Dumnezeu, iar cei care vor cu Dumnezeu trebuie să stea lângă Dumnezeu. Cei care se departă de lângă Dumnezeu, automat pot să ajungă în locul unde nu este Dumnezeu. Limita dintre Dumnezeu și lipsă de Dumnezeu este de conștiință și fără conștiință. Cât ai conștiință, ești în împărăția unde există lumină și există Dumnezeu. Când nu mai ai conștiință, ești în afara conștiinței și ești în limita în care este întuneric și nu mai este Dumnezeu. Cum spune? Conștiința adormită naște moște. Iar fericit Augustin spunea acea expresie. Dacă iubești, fă ce vrei. Adică tu nu poți să faci rău atâta timp cât iubești. Dacă iubești, poți să furi? Nu. Poți să ucizi? Nu. Poți să desfânezi? Nu. Poți să mărturisești? Nu. Poți să furi bunul apropiului cu vicleșug? Nu. Poți să-ți necinstești părinții? Nu. Poți să ai alt Dumnezeu afară Dumnezeu tău? Nu. Poți să necinstești ziua Domnului? Nu. Deci toate sunt legate de prima poruncă. Să iubești pe Dumnezeu ca pe tine însuți, pe apropiile tău ca pe tine însuți și pe Dumnezeu mai mult decât atât, că e și din tot trupul și din tot sufletul și din tot cugetul. Cum învățăm să iertăm? Păi trebuie, în primul rând, să învățăm atributele divine. Dacă Dumnezeu e bunătate, obligatoriu și noi trebuie să căutăm virtutea bunătății. Cine nu are bunătate, cum spune, fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea Dumnezeu. Fericiți cei milosivi, că aceia vor milui. Deci, slegi bătute în cui. Aceste trei fericiri sunt cheia morală a toată teologia morală de pe pământ. Nu există în afară de această teologie, nu există altă teologie. Și în pași simpli? În pași simpli, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi, milă voiesc chiar nu jertfă, deci Dumnezeu nu vrea să bați smătănii, Dumnezeu nu vrea să postești până nu mai poți, Dumnezeu vrea să iubești. Să întinzi un pahar de apă la cel însetat, să dai o coajă de pâine la cel flământ, să dai bună ziua la un umilit, să ajuți un necăjit, adică orice gest faci, orice gest veți face, îl faceți în numele meu. Deci, în momentul când am putut, cu unii spun așa, eu n-am făcut nici rău, nici bine, dar Hristos nu-ți spune să stai neutru, să nu faci nici rău, nici bine. Nu faci rău că ești creștin și faci bine ca să te asemeni cu Hristos. Ce ar fi dacă Dumnezeu n-ar mai da soare, ce ar fi dacă Dumnezeu n-ar mai da ploaie, dacă n-ar mai da hrană, dacă n-ar mai da toamnă, primăvară, n-ar respecta legile ciclice ale Universului, n-ar respecta legile firii și ale naturii, ce s-ar întâmpla? Am mai auzit oameni spunând, pentru treaba asta nu-l pot ierta pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu are nevoie de iertarea noastră? Are. Da? Păi cum să nu aibă? Dumnezeu fiind creatorul nostru, El este la dispoziția noastră. Cum și-ar permite Dumnezeu să facă ceva în cer sau pe pământ fără să întrebe de forurile internaționale care au demonstrat la NASA că dincolo de Dumnezeu este extraterestre, că sunt alte lumi, că sunt alte civilizații. Folosiți-le, fraților, noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Cum spune? Unii se laudă cu căruțelor, cu cailor, cu boilor. Noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Dumnezeu, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeu nostru? Tu ești Dumnezeu cel ce faci minuni. E păcat să spunem că nu-l putem ierta pentru, nu știu, pentru un necaz. Ea intră la necunoașterea de Dumnezeu. Și când spun aici la necunoașterea de Dumnezeu, adâncimea dumnezească se pătrunde cu smerenia și cu iubirea, nu se pătrunde nici cu rațiunea, nici cu intelectul, nici cu citirea. Noi putem citi toată colecția patristică greacă, putem citi toate edițiile moderne, tot ce înseamnă dogmatică, asta nu înseamnă că am știut totul despre Dumnezeu. Era o pildă în Sfânta Scriptură, de fapt nu e o pildă, e o întâmplare. După ce Dumnezeu a trecut poporul Israel prin Marea Roșie și l-a pierdut pe faraon care i-a intrat după ei mare să-i ucide din ciudă că le-a murit întâi născuții și să ia din nou robi, ei s-au retras undeva sub munte și au făcut un vițel de aur, dansau acolo, mâncau, beau, până luase modelul din Egipt, ăla era Dumnezeul lor, închinarea la idol. Era ceva firesc. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, păi uite Moise, ce faci poporul tău, tu vii la mine să le dau lege și uite ei ce lege au. Și Moise stă așa și se gândește,
Și zice, Doamne, știi ce m-am gândit? Deci vedeți de ce spun că Dumnezeu uneori nu se supără, dar vrea să vadă cum gândim și e în necunoaștere. Eu zic așa, dacă nu-i poți ierta pe ei, șterge-mă și pe mine din cartea vieții. Dumnezeu n-a călcat porunca lui Moise, că-l iubea. Nu i-a ucis. Că ce îi spune Moise Dumnezeu? Păi da, ce o să zică dușmanii? Cu a ieșit din Egipt, a trecut pe Marea Roșie, i-a dus să moară de foame în pustie și i-a omorât acolo. Care-i reușita? Hai să găsim o cale în care să te proslăvești ca Dumnezeu prea înalt. Le-a dat mană, le-a dat apă, i-a călăuzit, i-a ajutat să-și facă sicriul legii, cortul mărturii, i-a ajutat să-și facă altar din chinare, o coborât, le-a trimis harul Duhului Sfânt, le-a dat tot ce-a trebuit și ei tot cărteau. Și atunci ce-a zis Dumnezeu? Ei, aici trebuie să trecem la altă rânduială. Întâi i-a plimbat 40 de ani de zile, i-a purtat prin pustie până a murit o generație idolatră și s-au născut alții noi care știau de legea cea nouă a cortului mărturii și a legii lui Israel. Și după aceea cei care s-au răzvrătit s-a deschis pământul și a înghețit pe Datan și Avironia, s-au răzvrătit împotriva lui Aron, a neamului preoțes și a leviților. Și eu înghițit focul și o ars de vii, ca să vadă că sunt și semne Dumnezeului celui drept. Dar Dumnezeu nu rămâne dator. El spune așa că e îndelung răbdător și mult milostiv. El pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești. Și nu vrei moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Dar dacă păcătosul nu se întoarce, Scriptura n-arată că îl poate ierta. Pentru că trebuie și din partea celui păcătos o deosebită stare de atenție. Nu bat jocorii trupul tău care e templul Duhului Sfânt, să nu te bat jocorească și Dumnezeu pe tine. Și tot în Scriptură spune, vai de cel ce va cădea în judecata Dumnezeului celui viu. Dacă tu nu te poți împăca cu Dumnezeu pe timp de pace cât îi liniște, în momentul când ai intrat în conflict direct, Dumnezeu și ți-a trimis mânia lui asupra ta, atunci lesnim este să cred că poți să te îndrepți. O să luăm cazul lui Manasie. Manasie a forțat nota regele iudeilor, până ce-a dus poporul în idolatrie. O lăsat să-l prindă sud împăratul ăsta a babilonienilor, l-a băgat într-un cerc așa rotund, l-a ghemuit acolo cum stă copilul în burtă și îl plimba după el și își bătea joc, i-a arunta carne de porc, oase de porc să mănânce. Manasie totuși avea mare nădejde în Dumnezeu și după ce l-a purtat așa vreo 10 ani de zile, Manasie într-o zi, cum stătea acolo chircit-o, să știa, Doamne, ce aș putea să-ți mai dau eu ție ca să mă ierți? Oricum, tâlhar, am greșit înaintea ta, am făcut toate relele, și dacă ierți pe cei drepți, n-ai făcut nimica. Din contra, dacă ierți pe cei păcătoși, atunci se vede mare mila ta. Și n-am ce să plec decât genunchii inimii mele, adică în poziția în care era, nici n-avea măcar poziții de rugăciune. Au pocnit cercurile pe loc deodată. Manasie s-a făcut drept, ca și cum nici nu a stat vreodată în covoia 10 ani în cacerea aia de fier. A sud s-a speriat, i-a dat drumul, s-a dus și a luat conducerea lui Israel și a dus poporul înapoi pe calea cea dreaptă. Deci atunci, un mod de iertare la Dumnezeu, dar și păcătosul și-a smerit inima. Am mai văzut un mesaj care are nevoie de răspunsul dumneavoastră. De ce frații care au trăit sub același acoperit, s-au iubit, s-au apreciat, ajung să se certe într-atât de tare încât să nu se mai poată ierta? Pentru că mai sunt cumnatii care își bagă coada în neamurile și între familia celor care sunt mai mulți frați între ei. Vor să împartă ceva, vor el mai mult ceva, vor să bage un știft. Sunt lucruri care le întâlnesc la spovedit permanent. Deci frații, dacă ar fi demni și ar fi bărbați, sau indiferent că sunt fete, ar trebui să spună, nu te bagi că aici e o chestiune de familia mea sau tu aici nu te bagi că e o chestiune de familia ta. Și atunci frații s-ar înțelege, dar când intervin colateral, cum, da, tu te lași, dar ce, tu ești mai prost, dar tu cine ești, dar ce ți-o făcut? Și încep, eu mi-aduc aminte de o fază, eram în primii ani la mănăstirea Bârnova și era o mamă care crescuse 9 copii. N-aș putea să spun cum o cheamă și familia nu o voi spune, că nu trebuie să spunem cazuri din astea. A murit mama. Avea o căsuță din asta, din chirpici pe furci frumoasă cu 4 camere, pe un deal așa frumos, era o vie și un nuc imens. Și când a murit bătrâna mama lor, băieții n-au putut împărți bucata aia de pământ, cât o fi fost acolo un 2-3 mii de metri. Ei fiind 9, ce să împarți la 9? Pe vremea era un euro sau un dolar metru pătrat. Nu ca acum, pământul e mult mai scump, 7 euro, 10 euro, 20 euro, 30 euro, are alte valori. Și s-au gândit ei așa din răzbunare,
Au dărâmat casa jos și au pus o grămadă. Care casă putea să stea acolo și să nu stea nimeni? O îngrijeau toți și se întâlneau la un an la parastasul mamei, poftim. Uh-huh. Sau veneau și făceau vara un grătar toți frații. Bă, uite aici am copilărit. Uh-huh. După aia s-au gândit ei toamna când au văzut că nu pot împărți vreo 20 de rânduri de vie, au defrișat toată via, au tăiat-o ras cu solul. S-au liniștit un pic, au văzut-o tăiată. Ei, unul mai cu minte din ei și mai blândus, cine o fi fost ăla dintre frați, o îngrijă butucii și s-a ridicat un lăstar în primul an, i-a pus harag, al doilea an, i-a pus o sârmă, o tras-o din nou și când a intrat pe rodă, ăștia când au văzut că s-a făcut rod, s-a dus și-o mai tăiat odată de deci ăla să mănânce vidie și era munca lui, nici nu mai era munca lor, ei și făcuse nebunia. S-au gândit ei la un moment dat, dar de ce să stea aici cineva la umbră sub nucul ăla, au tăiat și nucul ăla frumos. Și locul ăla a rămas vreo 10-20 de ani pustiu. Deci, cam așa gândesc frații despre casa părintească, despre leagănul părintesc, despre locul unde s-au jucat prima dată, unde au vorbit prima dată, unde au văzut soarele prima dată, unde au mâncat, unde au crescut. Asta este mentalitatea unor oameni și ce poți să faci? Că mi-aduc aminte că venea una din surori și îmi spunea, părinte, mi se rupe inima, că doar eu am casă, am masă, am soț, am copii. De ce ar fi făcut treaba asta aici? Spunic, când nu-i minte, da, dar-i păcat, nu cu ăla, zice, eu știu de când eram copilă, zice, i-ai pus de bunicii mei. Păi, dacă nu ai vrut să ai nimic din amintirea bunicii, evident că l-ai dat jos și ai făcut lemne de foc. Da. Da, sunt mentalități moderne din care lipsește Dumnezeu, conștiința și Duhul Sfânt. Acum, la final, spuneți-le, reamintiți-le celor care ne-au urmărit, de ce trebuie să iertăm? Trebuie să ne asemănăm în bunătate cu Dumnezeu. El iartă toate desfrânările, toate curvirile, toate hoțiile, toate crimele, toate genociturile, tot, orice poate ierta și ca drept dovadă că nu șterge această planetă și acest pământ și nu-l face cer nou și pământ nou, ne arată nou când care în multă îndelungă răbdare ca noi să arătăm un semn de îndreptare sau un semn de pocăință. Ați văzut că am avut și îngăduința asta cu microbii ăștia care ne-au bântuit și mulți s-au speriat de moarte mai tare ca din nu știu ce. Și totuși, cei care au avut de plecat au plecat, cei care au avut de rămas au rămas, cei care au avut de trecut prin boală au trecut, cei care n-au avut de trecut n-au trecut niciodată. Și totuși Dumnezeu a rămas deasupra și a vegheat în continuare oamenii. Numai că oamenii n-au învățat nimic nici din aceste încercări. Au devenit și mai reci, și mai distanți, și mai orgolioși, și mai ambițioși, și mai dușmănoși, și mai vanitoși, și mai sălbateci, adică a apărut un fel de junglă urbană și socială în care care pe care ar fi mai puternic să reziste în fața celuilalt. Și ăsta nu e un lucru care îi place lui Dumnezeu. Iubiți-vă între voi cu dragostea care v-am iubit eu ca lumea să cunoască că sunteți ucenicii mei. Din toate cele ale Scripturii, trei rămân. Credința, nădejdea și dragostea. Vă arăt o cale care le întrece pe toate. Dragostea îndelung rabdă, nu se trufește, nu se mândrește, nu ține minte rău și nu caută ale sale. Dragostea nu cade niciodată. Să fim buni ca Dumnezeu ca să ne bucurăm de bunătate în lumea cealaltă. Mulțumim foarte mult! Ne vedem joia viitoare! Amin! Părintele Calistrachi Ivan a fost astăzi alături de noi. Un like și un share emisiunii de azi pentru ca tot ceea ce ne-a vorbit Părintele să ajungă la cât mai multă lume. Să rămâneți în continuare alături de echipa noastră de la ora 15. Colegul meu Valentin Huțanu vă invită la o nouă emisiune Bezei Live, iar noi ne vom revedea mâine de la 11:30. O zi frumoasă!